această donație este la fel un suport care vine în contextul susținerii familiilor vulnerabile, astfel încât să le asigurăm accesul la servicii de calitate, numai asigurând protecție personală angajaților din domeniu, putem să interacționăm cu beneficiarii noștri și astfel să-i ajutăm, atât prin consiliere, prin faptul ca să le asigurăm accesul la servicii. La Uniunea Europeană suntem alături cetățenilor Republicii Moldova și susținem pe cei care au nevoie de protecție. Ziua Europei, care ne amintește de valori europene, care, între care sunt inclusivitate, care sunt bazate pe solidaritate. Și exact asta este și ce vrem să susținem și astăzi. Și vreau să trimit un mesaj tuturor care au nevoie de asta. Să apelează la serviciile 112 în cazul de nevoie, când dacă se întâmplă cazuri în care sunt în risc, cazuri de violență în familie, că să poate să fie deplasate echipe care pot să se ocupă cu rezolvarea acestei situații. Speram că asta va ajuta, că se va diminua și că societatea va devine mult mai bună, fără violență. The European Union agreed for us to make some flexibilities and ensure that the vulnerable groups of women and children in those two districts are addressed, especially in regards to this COVID outbreak. We call upon the government and the development partners to put efforts together to ensure that these cases are followed up as soon as possible, because we need to protect the rights of women and girls in those communities. We call upon partners and of course the government to ensure that the women, especially those who are vulnerable, are part of decision making for any interventions which is undertaken. Various health emergencies in the past also, so before we had the current pandemic, we learned already that especially girls and boys are at a heightened risk, a risk of sexual exploitation, a risk of violence, a risk of abuse. We are very happy we can join to address these challenges. There is this very important message to the families, to the children, and that message is: you are not alone.